Am pronunțat de mai multe ori pe parcursul acestei discuții numele lui Nicu Marcu și nu am spus până acum cine este Nicu Marcu, de unde vine șeful ASF de azi și cum a ajuns acolo. Aici trebuie să-i dăm credit lui Radu Soviani, în sensul că el a văzut mult mai repede cine este Nicu Marcu, adică a simțit nevoia de a face biografia acestui personaj. Au fost în ce privește compania City. Această companie avea niște practici frauduloase, lucru care ne-a ținut în loc extrem de mult. Eu nu știu dacă cu adevărat, într-un mod puternic și înșurubat în realitate și în responsabilitate, el știe de ce este acolo. Este un om care n-a avut nicio expertiză în domeniul asigurărilor sau domeniul burselor sau în domeniul pensiilor private, niciun fel de expertiză. Este adevărat că există și mărturii favorabile lui din interiorul instituției, în sensul că el a venit în 2020, când City era deja copt ca fraudă, a acționat destul de repede, pentru că în primăvara 2021 i-au prins. E adevărat, după aia 6 luni de zile au derulat un proces în subteran, deși 6 luni de zile oamenii au subscris. Bun, e un amestec de energie în personaj, nu e opinia noastră, sunt relatările celor din interior, dar și de exprimare compulsivă și extrem de agresivă a puterii personale și de dorință de a rămâne în această funcție. Deci, activitatea de supraveghere a autorității a fost una extrem de incisivă asupra acestei companii. El este un fost deputat liberal care a trecut acum mulți ani la PC. De acolo, de la conservatori, l-au recuperat PSD-știi, îl susțin împreună cu liberalii, l-au susținut în 2020 să fie urcat în această funcție, iar la audierile din Parlament, la care n-au avut de ales parlamentarii, au trebuit să recurgă după ce presiunea publică creată, așteptarea era atât de mare pentru ca această instituție să dea niște explicații, la audierile din Parlament s-a văzut că și PSD și PNL sunt în continuare în spatele lui Nicu Marcu și al conducerii ASF în acest moment cel puțin.